doamna Melencu, vin la dumneavoastră pentru că vă văd deja cu lacrimi în ochi și cumva ați avut așa o reacție ca și cum sperați. Sperați încă o dată cu această ultimă declarație a lui Gheorghe Dincă, iată ce spune acum, că ar fi fost traficată. Nu am sperat. Asta am spus de la început, că Luiza, convins am fost, doamnă, și eu nu cred că Luiza a fost dată la pont. Țin să cred treaba asta, a fost traficată și dată la pont. Am garanție. Nu o să am dovezi, dar jur că adevărul se va afla, doamnă. Deci Luiza în ziua aia a fost dată la pont și traficată. Deci spune așa Gheorghe Dincă, ar fi fost traficată Luiza, nu știe dacă în țară sau nu. Și totodată nu știm dacă după acest trafic ar fi fost omorâtă sau nu de cineva. Cert este că el nu-și mai asumă această crimă. Vă rog, doamna Melencu, domnule Stelian Iordache. Doamnă, eu am mai spus și o spun. Deci atâta timp cât a fost dată la pont, nu-și asumă. Se știe ce s-a întâmplat, doamnă, a fost inclusă în cazul Alexandrei. Dar noi nu știm dacă Luiza s-a urcat, dacă a fost dată la pont, eu susțin treaba asta. Noi nu știm sigur că Luiza s-a urcat în acea mașină, pentru că Luiza nu se vede, doamnă, în ce mașină se urcă. V-am spus, am citit 42 de volume, 43 din... Eu nu-mi reiese că se ascunde ceva, asta e altă treabă. Dar mie nu-mi reiese că fiica mea este ucisă. Deci eu, asta este opțiunea noastră de la început. Nu avem speranța. Noi, speranța noastră este că Luiza trăiește și știm sigur că a fost traficată, nu ucisă cum... Cum zice el? Vă văd și pe deci dumneavoastră... Deci am avut garanția de la început și iată că... Vă văd și pe dumneavoastră cu lacrimi deci în deci am avut garanția de la început și a făcut aceste... Da. Deci a făcut afirmația de la început că Luiza a fost răpită și traficată, ceea ce nu le-a convenit la acestor procurori. Deci rămânem consecvenți în afirmațiile care le-am făcut. Luiza a fost dată la pont. Luiza s-a urcat într-o mașină în care cineva o cunoștea. Aici au amăgit-o, aici au înșelat-o pe Luiza. Luiza este o fată, deci este o fată deosebită, care nu ne-a făcut probleme niciodată. Trebuie să se afle adevărul. Adevărul atâta, de două ori cum am fost umiliți de toată țara și decât, nu vrem decât adevărul. Ce țară, doamne? Sperăm să se afle adevărul, doamna Melencu, domnule Iordache. Mai vine o nouă informație, tot din declarația lui Gheorghe Dincă. Spune așa că ar fi fost răpită din casa lui. Trebuie să luăm totuși în calcul că poate să fie o strategie a lui Gheorghe Dincă, cum a mințit de multe ori în această anchetă, poate să aducă și să arunce informații și acum greșite, doar pentru a-și schimba și pentru niște tertipuri pe care el vrea să le facă în fața anchetatorilor. Deci, ultima declarație pe care el a făcut-o, doamna Melencu, domnule Iordache, ar fi fost răpită din casa lui, asta spune. Acum... Tot ce e posibil și sigur, într-adevăr. Dar noi totuși rămânem la părerea că Luiza nici n-a trecut pe acolo. Au zis că au găsit probe de ADN-ul. Acel sânge, după câte știm, două, trei picături, sunt nesemnificative. Alea parcă să numesc grupa sanguină. Dacă i-am întrebat pe procuror ce grupă sanguină a avut Luiza, suntem ferm convinși că nici n-ar ști. Deci Luiza a fost traficată și răpită. Luiza a fost traficată și dată la pont. Luiza nu făcea așa ceva. Cum pleacă o singură dată de acasă și nu se mai întoarce? Nu se poate așa ceva. Nu, n-am fost niciodată mulțumiți de aceste decizii și dovezi, adică care l-a luat Dicotul. Sunt informații care vin din moment în moment din această declarație pe care o dă Gheorghe Dincă în fața procurorilor.